cerere să cătau cu asta, cu onoare muncii. Și i-au venit cu salutul ăsta, onoare muncii, ăștia mi-au apucat să mă ciufulească, vine onoare muncii, adică eu. Și m-a auzit Vasile Rebreanu. O băgat-o în piesă, mă, o băgat-o în piesă de la Național, onoare muncii. Personajele salutau să se onoare muncii. Onoare muncii. Cum era bancul ăla de care ați pomenit? Că de când își aduc cel mai de mult aminte, povesteau copiii la școală, cum aș fi, că o sta mult. În online. În online și ăsta. Și unul, deci eu mi-aduc aminte cel mai de mult, deci de la un an și jumătate. Ține minte, de la un an și jumătate. Dar du-te, mă, cum, că, zice, încă nu umblam ca lumea. Și mi-au crescut doi dinți aici și tata mă ținea așa de gaică, aici de la gât, de după cap să nu cad. Să nu cad și m-au scăpat. Și am dat cu gura de pământ și mi s-au rupt dintele și-o venit mama acasă. Eu am făcut un scandal la tata, măi, n-ai grijă de copilul ăsta, mă, cum a fi cu gura lui cu ăsta? Și au zis, e slab, nu zice, eu mi-aduc aminte cel mai de mult, mi-aduc aminte de când eram de 6 luni. Ai, mă, dar cum e la 6 luni? Mă, vă spui că, uite, am rămas și eu cu tata acasă, și mama nu mai a avut lapte și îmi tădea să cu țusli. Și-a fost coptă la țusliu și s-a spart și mi-a curs laptele pe lângă gură, pe perină. Și-a venit mama acasă și eu făcut mătul, nici atâta nu pot să-i dai la copilul lăsit. Uite, mă, dă-i perina, mă, și... Dar zice... Al treilea. Zice, slab, mă. Eu mi-aduc aminte de când eram în mama. Zice, duce-mă la cu... Zice, mama era în baie și era săpunul între picioare. Și eu scoteam mâna, luam săpunul și îl trăgeam. Și mama zicea, unde e săpunul? Și îi dădea drumul. Ia că-tă! Zice, da, astrile, ultimul bulă, zice, mă, eu mi-aduc aminte că m-am dus la pădure cu tata și am venit de la pădure cu mama. Încă era pădure atunci. Deci, m-am dus la pădure cu tata și de la pădure am venit cu mama. Probabil că a fost tata cu mama sub un nuc. Mă, mi-a pus cineva, adică Adamilea mi-a pus o chestie mișto. Adamilea, artista. Pe Facebook, așa o chestie elogioasă pentru mine. La o crâșmă unde ori cânta de pe acolo sau ceva asta, scrie negru, așa, cu litere ieșite în afară, eu și nucul. Eu de la Eugen. Eu și nucul, acum la eu și nucul. De fapt, Eugen vă cheamă. Da, pe mine mă cheamă Eugen Aloisiu. Aloisiu. Da. Un nume rar, un prenume rar. Da. Aș putea să zic că și pe Hitler l-o te-a Aloisiu, știi? Dar nu pictați. Aloisiu l-o te-a pe Hitler. Bretele aveți. Da, 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 și caia mai aici, știi, uite-te ce ne vezi și ăștia... Ăștia joacă gol, cum a zis Iohannis. Păi nu vezi, ăștia joacă de la... Cricket, ăsta, cai regine. Nu, mai, îmi pare... Și acolo CNN. Ăsta e tricou de la mama lui. Deci în 1999 am avut extraordinar noroc în viață și extraordinară ocazie să ajung la Smithsonian Folklife Festival. Cel mai mare festival Washington. De tradiții și... De tradiții în America se obișnuiește în fiecare an, se obișnuia, nu știu cum, aproape că se continuă, se face acest festival Smithsonian al Institutului Smithsonian. Care e un muzeu mai mare. Muzeu mai mare, muzeul Smithsonian. Și erau un stat american,
îți dai seama câte ediții, că 50 de state, un stat american și era și un stat din lumea a treia. Wow. Acum, noi am fost cu Republica Sud-Africană, nu știu, noi am fost lumea a treia sau ei au fost. Erau invitați, un stat din lumea a treia. Și două țări din lumea a doua. Vecine și pretii. Din lumea a doua, lumea a treia. Deci cred că pe noi i-au considerat totuși a doua. Că aia care au fost la, de dimineața când ieșeam de la Marriott Hotel din nou ăsta, aia din, erau de aia din Republica Sud-Americană, știi, și toți erau cu rochii de alea, așa este, rochii, bă, dracu, că n-aveau mobile, așa se chemau. Așa se chemau. Hai tu că-s pe Instagram. Da. Deci 99 ați fost acolo, din România, țara a doua, a treia, cu cine ați mai fost? Am fost 136 de gealați, dintre care ne-au prins și pe noi în schemă pe Night Losers. Night Losers. Formația de rock pornită de Cujna. Da, eu vreau să fac ăștia de la Institutul Cultural Român o combinație cu Harry Tavitian, dar cumva să facă de așa fel. Și au zis unul de acolo, Coli, așa-l chema un american, fără frunză și țambal, n-aveți ce căuta aici. La țambal cine era? Oliții, bă. Ăsta, Pustă. Pustă-i Olo, da. Ba nu că Pustă-i sărat. Nu, măi, țambalul nu a fost, mă. Scuze, a fost vorba că trebuie și țambal. La Pustă i s-a îmbolnăvit tatăl și după aia chiar a și murit tata lui Oliții. Și a rămas într-o frunză. A rămas într-o frunză. Vedeți? Da. No, și era ăsta, Neumann. La Manny Neumann. Da, ăsta era cânta cu ăsta, cu Fernie. Nu, cu Harry Tavitian. Era o altă trupă și trecuse Barila ăsta, care era basistul. Să le ierte Dumnezeu și pe el. Și pe el, da. Dar tot așa vorbim, vezi? Vorbim la trecut. Ierte, da. Bă, a fost o experiență unică pentru mine. Cât a stat? A stat o lună? Nu chiar, o 3 săptămâni aproape. Și le-ați cântat din frunt? Le-am cântat. Primit un elogiu într-un ziar american, un oarecare mare jazzman din ăsta, o zic că românii sunt singurul popor de pe pământ care pot să facă o muzică siderală dintr-o frunză. Asta a fost un elogiu extra. No, și a fost Mitru Fărcaș, Dorel Rohian. Și pe Mitru Fărcaș se da, reacționează. Da, suntem la Pomenic. Cu Grigore Leșe. Grigore Leșe într-o pasă bună. Era într-o pasă bună, că nu vreau să-și dea casetele la vânzare, că se făcea organizat. Îți dădeai casete, avea casete, știi? Nu am avut casete să vândă, casete, știi? Casete de bere. Nu, dar nu că acolo s-o purta frumos, știi? Și el nu vrut să-și dea la... Nu vrut să le este și mână cu straița lui și plânge la oameni pe stradă. S-o mă locu! Da, da. Românul se descurcă în orice situație. Am o poză foarte faină în Muzeul Tehnicii, din tot acolo de pe Mol. Cu Lemu, care a fost pe lună cu americanii, și stăm așa, știi, o poză de cum făcea la țară, știi, cu un picior înainte și cu birile încrucișate, știi, așa stăm unul lângă altul. Erați de acolo? Nu eram de acolo, de lângă. Nu puteați rata că formația dumneavoastră e de inginer sau de... Formația... Om tehnic, da, adică. Eu m-am pierdut, nu râde, că și tu ești profesor de matematică. Că mi-a trebuit să-mi placă matematică, așa îmi trebuie. Nu vorbesc serios. Ați dat și meditații în perioada mai grea. Am dat. Până la clasa admitere și la facultate n-am apucat, dar... Treaba lor. Dar la liceu și la de-astea,
îmi plăcea, nu, îmi plăcea. M-am pierdut exercițiul. Da, am putea povesti în serial toată viața, dacă vrei, dar în sensul cel mai, sunt câteva vârfuri importante. Unul ăsta, 1999 este să ajungi într-o trupă de 136 de românași care au primit fiecare parcă nu știu câte bonuri de 4, da, 90 și ceva de bonuri de 4 dolari. Și puteai să, deci cumva puteai să-ți cumperi de ele, puteai să-ți cumperi ce? Știi care a fost primul lucru care l-a făcut majoritatea? Le-au vândut pe dolari adevărat. Da. Să se întoarcă cu dolari. Da, da. Deci tot ce e românesc trebuia, nu pierde. Trebuia să iei un mic, era 4 dolari. Un mic? Aici în România de 4 dolari mâncai... De-aia spun că era jaft. Eu i-am cheltuit acolo, de-abia așteptam să mă duc să-mi iau. Era berea, era... Ba nu, un mic era parcă mai puțin, era... Dar în orice caz, o bere era 4 dolari. Dar v-a simțit bine acolo. Excepțional. Eu știu că erau și știri la jurnal că România reprezintă cu succes. Am făcut și ori făcut ăștia o chestie foarte faină, că ori adus o bisericuță de la Iehud, din Marea Mureș, cu vaporul și a fost montată acolo pe mol. A fost montată și sfințită acolo și am participat la... S-a donat-o la comunitatea așa, română din America. Asta din Chicago. Da, dumneavoastră, la Florin Călinescu, știu că a fost atât de mult plăcut. A fost în anul 2000. Deci după atunci a fost apogeul cu America și în 2000 a fost la chestiunea 2000, zilei. La chestiunea zilei la Florin Călinescu. De v-ați pierdut frunza. Da, sau... din Iutica și ăla, nu mai știu, Mihai sau Mari, nu știu cum, era unul din orchestră care mi-a făcut semn că era frunza băgată în pahar. Și cum am cântat cu muzicuța, am uitat de mine, e ăsta, și o sărit și o căzut pe jos. Și da, totuși mi-am găsit-o, știi? Da, a fost fain la Florinescu, a fost excepțional, a fost emisiunea. Păcat că prietenul meu care... Trebuia să o înregistreze emisiunea, au dormit. Ăștia ți-s prieteni. Dar nu, mă, emisiunea a fost dată după 10:30, mă, păi, nu. Orice ardelean care să respecte la 10:30, ăsta, cu principiul ăla. O oră înainte de mine, sunt nopții cât două de după. Că de-aia te trezești amul mai nou dimineața, nu? Da. Mă, zice, s-o treze la 4. Da, s-o culca. S-o culca la 9. Da. Știi că cine se culcă odată cu găinile, se culcă și la 9. nu știți? Zice, mă, cine se culcă odată cu găinile, pe se culcă și la 9. Asta e continuarea la expresia românească. Expresia românească, că cine se continuă. Se trezește de vreme. Da. Țineți mult la filonul ăsta românesc, dar un pic transpus și prin umor. Mă... Viața după mine, părerea mea este, dacă într-o zi nu reușești să râzi chiar și de tine însuți, e grav. Bolile așa vin, pe tristețe, pe morocăneală, pe încruntare, pe nervi, așa vine, așa dacă vă. Boala nu se atinge. Că zice, mă, eu eram în spital. Ferească Dumnezeu cineva să fi fost de atâtea ori în spital ca mine. Dar îi făceam să râdă pe aia din spital, mă. Colegi, și care erau, colegii de sală. Care erau bolnavi, mă, de numai. Păi a fost o fază, am pățit, nu, ca să vezi cât tragicomicul situației. În 1988-89, a fost a doua lovitură care o primesc pe bază nervoasă, am făcut o inflamație, am o oarecare sensibilitate pe traiectul neurologic, nu aici, că una e psihiatrie și una e neurologie,
că toată lumea le confunda, știi, și zice, ai fost internat la neurologie. Ești cu aia. Servur. În ce sens? Mai puțin în salon, că erau câte 9 în salon. No, dar în salonul ăla era ceva mai ridicat așa ca și componență și era, pe ușa salonului era o etichetă băgată sub un ăsta de sticlă, ci în salon. Știi? Componența. Da, componența. No, și mă uit eu acolo și văd. Și scrie un nume și eu, cum eram atunci în cazul ăla și cu ăsta, citesc și numele și decedat. Ah, bă, doi, mamă, și dacă chiar... Cum să stai într-un salon cu un decedat? Nu, dar zic, nu, probabil că mă gândeam cu decedat. Deschid ușa de la salon. Care-i decedat? Un pat nu era. Hopa, nu și dus. Da, stau și mă gândesc, nu stai, mă, nu se poate, mă. Salonul era de 2-4 numai, nu era de 3, era de 2, de un rost cu ăsta. Dar cum e cu decedatul? Unde e? Bă, și apare unul săracul, tot așa ca mine, lovit pe partea alaltă, pe dreapta, trăjet de ciorul. Și deschide ușa și... Zic, apă, ta ești decedatul ăla de pe ușă, știi, l-am întrebat. Mi-am tetenit un om de la Blaș. Păi de ce? Păi, dar ce scrie pe ușă? Păi nu știu, că eu nu m-am uitat ăla, știi. Și mă uși mă, mai bine, desodat, mă, adică fără sare, mă, era regim. Era regimul desodat. Regim desodat și am citit decedat. No. Iuțeala de mâini și nebăgarea de seama. No, și... De-aia ți-am zis că mă purtam cu el, cu ei, cu colegii de salon. Colegii erau desodați. Da. M-a pus dracu să-i spun un banc. Mi-a zis că are acasă două oi. Zice, am oi. Păi câte ai? Două. M-a umflat râsul, îți dai seama. Și pe ce fac? Păi le dau în turmă și ăsta și formă capul, doamne, nu știu ce și îi zic un banc, unul s-a dus la un bloc din ăsta de locuințe, așa cum e la tine aici, așa, și în casa scării s-a uitat așa la tabela de locatari și coboră unul din scară, zice, doamne, pe cine căutați? Ce pe unul Mielu face la... El zice, să știți că nu este aici. Da? Și eu sunt cu cartea de imobil aici. Eu știu pătăți. Și știu pătăți. Nu-i Mielu. La noi în bloc zice, nu. La scara aia la altă este un Berbecu. Ala-i futu-i soarele, că nu l-am văzut de 20 de ani. Între timp Mielu devenise Berbecu. Berbecu. Și... Și ăsta s-a apucat de râs și râde cam în genul la cum, ai văzut, unora le place jazzul, da, filmul. Da, da, da. Fazele cu milionarul de la sfârșit când facea... Da, au făcut chestia asta cu... Și nu m-am văzut că se vinețește, nu? Zic, ăsta s-a dus dracului. Bă, râsul plânsul. Zic, ăsta nu mai... Și după aia o tras așa odată. Am zis, eu cu ăsta nu mai joc cu povești cu ăsta. După aia era foarte simpatică. Pe... Noaptea umbla cu bota după un păpuc. Pe... Era haiul de păpune. Sfărăie și ferească dumneavoastră cu altul sus și cu... Și atunci era în picioare. Măi,
viața de spital. Viața de spital. No, deci eu așa am privit și viața de spital. Deci am fost... Ce vă însoție mai mult în viața asta? Frunza sau bancurile? Mă, cam împreună a fost. Cam împreună, da. Frunza ați învățat-o da. De la Frunza, nu, Frunza am învățat-o, pot să spun, primele noțiuni legate de Frunză sunt în grija bunicului meu, din partea mamei. Bunicul meu, din partea mamei, a avut un cumnat prin soția lui, bunica mea. Sora lui bunica mea era căsătorită cu un tip din Banat. Ăla știa cânta la Frunză. Bunicul meu l-a interesat cumva procedeul cum cântă. Bunicul cânta și el. Aveam un păr în zona. Era o cămară de tăiat lemne acolo și ăsta care acum e capelă, în fine. Un nuc imens care isteții l-a tăiat, istețimea noastră. Deci un nuc de 120 și ceva de ani, să-l tai. L-a mântuit, l-a mătroșit, în fine. Și la păr, din părul ăla se lua frunze și cânta. Dar el le ținea frunza. Le ținea cu mâna. El ținea frunza cu mâinile. Deci, și atent că astea sunt frunze cu care am... Uite, vezi? Le-am lăsat în căsă. Domnul Lucu, dar cum faceți acum? E toamnă, iarnă. Puneți la congelator frunze? Păi uite-te, mă, că am în casă ficus olandez care face frunzele exact ca și frunza de păr. Uite, vezi? Și frunză naturală, domnule, nu te... Da, e frunza naturală. No, uite, și are și... Asta trebuie să se curbeze cumva, așa? Ce? Uite, deci, sunt doi, uite, facem lecție dacă vrei. Îndoi frunza așa, uite, vezi, aici și part, uite. Ce se bagă, da? Da. Îndoi frunza așa și partea asta de aici, asta vibrează, batul norocul. Nu, dar dacă o ții cu mâna, poți să scoți sunete. Dar îi reduci din vibrat. Îi reduci din elasticitatea naturală a ei și sunetul iese estompat. Dar iese sunetul. Deci, una e să faci... Nu? Sau... Vezi? Deci are altă sonoritate. No, și bunicul a văzut că el cântă. Și asta e semnalul. Vezi? Abia m-a așteptat că de-aia am pus-o să facă chestia asta, că așa de fain în public, știi, când te duci și tu pui bota așa și ptică și toată lumea s-a ales. Dar ce s-a întâmplat? Dacă a picat o botă, trăsnească. Nu vă cheamă doamna acasă, nu? Deci ăsta nu e semn, nu? E semn bun. Nu-i semn bun. Nu-i semnal. Doamne ajută-ne. Să fiți sănătoși. Un dezinfectant pentru un dezinfectant pentru aceste vremuri. Și în mod special e pentru paharul ăsta, că... Frunza cu paharul ăsta merge. Sigur. Și cu paharul, nu, muzicuța mare cu paharul ăsta. Merge și cu ăsta, nu? Deci, văzând cum cântă, am început să văd. Să încercați, erați copii. Pe urmă, am reușit, fără să mai țin cu două degete, am reușit să țin așa. Nu atâta. Atâta cât să nu-mi iasă aerul pe aici. Pe jos, că atunci salut. Și încetul cu încetul am scăpat de mâini și de ăsta. Și așa că am pus-o și deja știu prin mișcarea buzelor să-mi aranjez, să-mi pun pe o anumită lățime și așa ies melodiile. Dar este o muncă, eu zic că destul de grea. Mă, totuși, un finlandez a reușit să învețe în două ore. Dar a rămas... I-ați predat lecție de mult. I-am arătat, de frunză. Da, dar el a rămas cu treaba asta. Și am văzut și un japonez care cântă tot așa cu frunză, dar ține frunza cu degetele. Și cântă foarte frumos. Dar sonorul e altul.
Dar deci, unde mai pui că în spectacolele cu Nice Losers, frunza o aveați aici și între timp putea să executați și un joc. Pe, da, și am făcut așa și câte o figură și am mai cu jocul mai puțin, știi? Eventual o horemută din fluierul piciorului. Azi mâine zice, mai puteți cânta? Zic, azi mâine o horemută din fluierul piciorului. Dacă mi-aduce picioarele la gură sau... Depinde cum. Nu ne gândim până acolo. Noapte bună. Care e cea mai complexă lucrare pe care ați interpretat-o la frunză? Cea mai complexă lucrare? Bă, în general, din cele clasice, acolo e parte complexă. Vă place și poezia românească transpusă pe muzică? Da, foarte mult, foarte. Păi am cântat acum, când a fost o aniversare a respectiv Eminescu-i născut în ianuarie, nu? În 15 ianuarie. 15 ianuarie 1850. Așa. Da. Am cântat și la de 15 ianuarie și de 15 iunie. Când s-o dus. Da. Dar la 15 ianuarie am avut așa o chestie la Poarta de sub Feleac. Deci îmi plac și cântecele care spuse pe versurile lui Eminescu, da? Bă, îmi place muzica, dar muzica curată, bună, de calitate. Deci nu mă bag în orice marmeladă, știi? Întâlnirea noastră de aici, la ce vă îndeamnă să ne cântați din frunză un pic? Ce v-ați zis? Uite, de exemplu, dacă recunoști asta, care se adaptează vremii de acum, nu? Că ai văzut că pică frunza, adio, pică frunza, nu știu ce. Deci, ca să vezi că nu pică frunza, că am cântat-o și într-o emisiune, nu mai știu, tot cu televiziunea română, am fost undeva la Fabrica de Bere, a fost făcută noua organizare, nu cu berea pe masă. Nu mai știu emisiunea cum se numește. După dacă o recunoști. Că formă-ți când și cu muzicuța, tot în nota asta. O pică frunza? Nu. E toamnă iar. E toamnă iar. Șuieră vântul nebun. Esenin? Nu. E versul. Asta tai la montaj. N-am cultură. Versul din? Mai e un cântec interpretat, nu mai știu de care cântăreț mare, e toamnă iar, șuieră vântul nebun și eu am făcut o butadă la el și am zis, eu, draga mea, nu am nimic să-ți mai spun. Și să-ți ascund. Și să, nu am nimic să-ți mai spun. Nu, dar e o melodie foarte, foarte faină, care ăsta. No, muzicuța a fost... Mai este, stați până să scoateți muzicuța, eu am adus niște frunze, să-mi ziceți. Ce se pot, care sună, care nu. Tu ai adus frunze, mă. Am adus frunze. Da, de la Academia frunze? Da, de la frunzetii. Uite, te vreau să-ți spun ceva.
dintre frunzele astea, toate pot să cânte, dar cea mai bună e asta. Asta ce-i? De ce-i? Asta... Da, dacă acum... Am luat-o dintr-o floare, dintr-un ghiveș de la socră. E perfect. Atunci... Ce-i cântă la socră? Ce-i place la socră ta? O zosep. Da? Asta e? În groică. Da? Da. Are socra frunză bună. Deci, frunza își recunoaște stăpâna, vezi? Am semănat, că am observat că semăna cu frunza pe care vezi. Da. Asta e de mândră floare trandafir, asta e de liliac. Dar și asta cântă. Uite și asta cântă. Asta. E trandafir. E trandafir, nu? Trandafir. În noaptea când ne-am despărțit, iată durea și... Ce faci, frate? Nu vrea să cânte frumos. Pregătire, da, cu frunze aduse de acasă, deci... Foaie verde, e trandafir! În viață... Ești musafir! Da. Asta de busuioc am adus. Asta de busuioc. Asta de busuioc, s-o puneți în salată. Asta o punem în salată, dar dacă spun ce am făcut la Smithsonian, erau salate făcute din diferite frunze de ăsta. Și-a venit unul la mine și zice, băi, eu... Dacă tu cânti din frunză de sărată, eu acum aduc aici două beri din alea Budweiser. Nu e $4. Sigur, nu, dar era la masă seara, știi? Și am zis către el, zic, vezi mă că din doi care pun pariu, unul e scroș și unul e fraier. Nu vreau să fiu scroș și tu fraier. Da, bă, că nu cânti tu din frunză de sărată. Bă, și eu ne aleg eu, din care am vrut eu, era o frunză acolo și o pui, mă, și trag o doină acolo, zice, domnule, trag unul și o mânc, știi? Pe chestia asta îmi face Teofil Amadeus Voinescu, mare epigramist, s-a dus, zice, în America solist o uimit tot continentul, aș văzut instrumentist să-și mănânce instrumentul. Asta e grozav, adică da, după, da, ce da. V-ați produs, după ce v-ați produs, i-ați uimit pe toți. Da. Asta e o... Serios, o gură de apă mai eu și eu. Mă duc și eu să-mi iau o gură de apă, că pe mine cameramanul m-a neglijat. Da? Bine. Și apoi mai sta? Aia știi? Cu ceva da. Cu fututul e și asta, nu mai este. Da, normal. Trebuie să... That makes the world go round. Este un proverb englezesc. La more che move, la sole e l'altre, la luna e l'altre stele, zicea da, Dante. Da, da. Ceva, acum, nu? Că ficiorul meu... Ficiorul, Paul, să trăiască. Vă moștenește. Unde e Paul? Unde e Paul? Hai, Paul, să-l saluți pe taică, tot poate nu l-ai mai văzut de multă vreme. Vreau să-ți-l aduc în vedere.
Să rămână servul. Da, unde ai fost, mă, copile, mă? Nu pot să zic. Da, păi știu. La 50 de ani mai cotați în corne? La 50 de ani sunteți cu smasrociu? Este... El la 10 ani mi-a spus cel mai fain banc, la 10 ani, fără să-l mișc eu, fără să ăsta. O venit acasă, tati, vrei să-ți pun un banc? Știi cum zic copiii? Ceva. Deci la o maternitate s-a născut un copilaj și a venit tăticul lui cu flori. Și toată lumea era veselă și voioasă și sta și doctorul a venit și zice, copilul e sănătos, a luat 10 la nu știu ce, o zis scorul Apgar. Apgar, nu, dar el nu a zis Apgar, dar a luat 10 la strigat sau ceva, dar zice, are o problemă, nu-i putem deschide mâna dreaptă. Atenție, la 10 ani mi-a spus bancul ăsta. Și ăsta nebunit, se duce acasă. Vai, cum, dar copilul, domnule, mâna e formată tot, nu-i nicio problemă ăsta, dar noi o putem deschide. Dă telefoane pe străinătate, pe la prete, pe nu știu ce. Vine a doua zi ăsta. Domnule, i-am deschis mâna la copil. Da! Știți ce avea mână? Nu, o pastilă antibebe. La 10 ani. Bravo, Paul! Te chemăm pe tine să facem o enciclopedie de bancuri, dar numai de bancuri, fără frunză. Știe bancuri, dacă de la 10 ani lăsăm general. Dar eu nu l-am arăt. Avem material zilnic. Da, deci el la sens. Mai aveți ceva? Astea nu, las că, las că. Sănătate multă. Eu ca și Ronaldo cu Coca-Cola, nu? Cum te cheamă? Vlad. Vlad. Nu, și menumorut, ăla era Glad, pardon. Glad. Gelul Glad. Și menumorut. Menopauză, sănătate multă. Serios. M-a întrebat legat de bancuri. Eu, în general, nu le penotez. Eu îs legat din diferite vorbe de la unul, de la altul, așa îmi vin. Vă aduceți deci, aminte? Ne aduc aminte și atunci se plasează, că toată lumea își vedea de unde. Nu am, de exemplu, un... Dacă mă duc la... Am făcut și One Man Show, știi? De asta, muzicuță, frunză, un banc, o recitare, o poveste, o nu știu ce... O... Banii jos. Mă rog, a, știi cu banii jos. Da. Deci, nu, niciodată n-am vânat așa ceva. No. Nu. Nu, nu, și asta mi s-a spus, dar tu puteai, mă, la... Ce, bă, ce puteai, tu puteai. Da, tu puteai. Vă faceți voi. Eu am făcut ce mi-a plăcut. În America, în prima mea ieșire în America, aia a fost un fiasco. Atunci am stat două luni jumate. Înainte de 99, de Smithsonian. Da, în 96 am făcut prima ieșire în America. Atunci m-am dus într-o crâșmă și... Ce crezi că am cântat? Și mi s-a umplut masa de whisky. Dacă recunoști melodia, să vedem. Thank you.
ceva american. You picked the fine time to leave me, Lucille. Kenny Rogers. Kenny Rogers. Care e operit acum, recent. Știu. Da. Și v-a adus whisky la masă. Bă, am cântat-o la un microfon acolo și când am venit era plină masa de whisky și a venit unul și mi-a dat și $10 sau nu știu cât o hârtie. Ce ați făcut 2 luni jumate atunci în America? În America, știi ce am făcut? Am lucrat, printre altele. Am lucrat la o închisoare, am lucrat la un templu evreiesc, am lucrat în construcții și am făcut și o bocănă. Ca într-închi găleata cu varul stâns, așa e, cu găleata cu varul ăsta, și nu-i voie să faci așa ceva. Și o sărit din găleată și ne-o sărit în ochi. Și apoi era cât pacit să pățesc o chestie nepățită, de ferească Dumnezeu, în fine. Deci, tot mai bine în domeniul artistic, cu sau fără mărți. A fost așa cum a fost. M-am luptat să câștig în perioada aia niște bani care se dau înapoi la unul care mi-a dat împrumut banii ca să mă pot duce încolo. Și i-am făcut banii aia, de atâta. Și ceva pe deasupra, ca să aduc și eu ceva din America. În rest, neva roșcazul, dovghir tu, din Norii Negri, nu mai știi replica lui... Film polonez, nu? Polonez, da, da, da. Neva roșcazul, dovghir tu! Frumos e filme, am văzut. Bă, acum e Netflix, aveți Netflix? Am avut, dar o să, uite, să uită urât de acolo și o să-l bag iară. Să-mi țăzi eu așa, știi? Am avut două, dar unul l-am pierdut și unul l-am strâncat. Da, 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 da. Ce două Netflix. Ce două bilete. În afară de România, ce țară v-a plăcut? În ce țară v-a plăcut? Cel mai mult? Cel mai mult. Mă, pot să spun că... Că și în Europa a fost. Cam peste tot mi-a plăcut. Dar în mod așa special, mi-a fost foarte dragă Belgia. Deci Belgia, Flandra, că e Valonia, că e Flandra, că ăsta nu are importanță. Mi-a plăcut iar mult în Norvegia, ca și calitate și frumusețe, plăcere și ăsta. Dar nu pot să spun Italia, iar Italia a fost și pe puteri proprie și pe... Concert. Nu, în general cam cu anumite activități artistice, în general, dar în rest am făcut efortul să mă duc. Prima dată am fost ca Badea Cârțan, cu trenul. Am fost în 1979. Cum v-au lăsat? Aici e problema, că m-au lăsat că i-am făcut cerere și pentru nevastă mea de pașaport și nu mi-a dat. Numai mie. Și pe ce te duci? Și am zis, dar nu-s prost să nu mă duc. Cum să nu? Au zis, erau mici ei în 79. Avea 7 ani și s-a vreo 4 anișori. Ce treaba ta, dacă vrei să rămâi, pe noi nu ne mai vezi. Cine mai are gândul să-ți spune ăsta să mă duc acolo? Noapte bună. Deși au fost haios, puteam să rămân sau ceva, dar nu. Poate... Nu te vă tolera doamna soție, cum o cheamă? Doamna Pandrea? Olimpia o cheamă. Oli, cum o da, alintați? Olimpia. Olimpie, nu are pia. Deci încă îi țineți numele întreg minte, e bine. Da, da, da. Nu-i ziceți Florea mea dragă. Pot să îi spun și invers. Cum sună? Aimpilo. Asta sună a sudalmă. Aimpilo. Finlandeză, norvegia. Aimpilo. Da, sigur. Aimpilo. Da, eu nu sunt aernaf neguie. Extraordinar. Uisiola. Ucun. Nu, da, Ucun. I-aveam unul care vorbea și vorbea... le rupea ăsta și silaba de la urmă punea la ei. Asta e un fel de gomoțeasă. Zicea, cânta așa, melu, melu, rosso melu, stai a melu, toare trecă, nu luștena, tu ar rima, melu, rosso melu.
sună și italiană, și macedonească, lume, soro, lume. Da. Hai, asta am prins-o și o las-o în văzut. Deci, doamnă Olimpia, e bine, vă înțeles toate capriciile artistice. Da, unele l-au înțeles. Anul ăsta am sărbat câți ani, nunta de... Anul ăsta s-a întâmplat să fie... 50, deja suntem în anul 51. S-a întâmplat să fie. Să fie. Păi da, mă, că unii s-o duș, mă. Noapte bună, pe cop. Da, culmea e că avem 57 de împreunare, de când suntem împreună. Deci de împreunare, de când suntem. Deci avea 18 anișori, eu 17. Deci sunteți tânăr. Da, era. Se vede. Era un fel de Ema Răducanu, știi, la 18 ani. Vă da revere sau da. Bă, scumpule și dragule, toate zbune. Drink water! Cum a zis Ronaldo? drink water! Whisky, ați avut o masă de whisky în America. Pălincuța, în pălincuță, țuiculeța. Mă, băiete, acolo a fost grav cu țuica, că nu pe-a fost. Nu. Noi ne-am dus ceva de acasă, știi? Cât puteai să duci în America? Ce? Am dus. Întrai asta lui Nu, dar atunci nu te... Acum, cu Smithsonian, nu. Da. Cu Smithsonian s-o duci atunci, la ce crezi? Atunci s-o folosit. Mă, n-ai ce face, mă, că acolo pierde foame dacă nu e o jenar bun acolo ceva. Mă, era, îți spun, atât de fain, era la capătul coridorului, era o mașină de făcut gheață. Și era o căldură, mă, băiete, mă, erau 42 de grade la umbră câteodată, mă. Mă, și acolo un cortul ăla în care se ținea spectacolul, cortul nostru, știi. Acolo erau niște aerodestea de ventilatoare imense, știi? Nu facea față. Nu. Nu, tot timpul mă duceam după frunze la Muzeul Arte Africane, care era în apropiere acolo și venea cu o crenguță de acolo, dintr-o plantă care îmi plăcea mie și care lea mie frunza. A fost Smithsonian, nu a fost deosebit. A fost exact în contrapartidă cu ieșirea de două luni și jumătate din 96. Și cu Nile Rodgers-ul? Cu Nile Rodgers-ul, trupă de rock, trupă fondată de Hanno Hofer la Arizona cu El Loco Jimmy. Mă, eu cu ăștia am avut un noroc fantastic prin Gaga, prin ăsta, prin Câmpianu, care... Eu colaborasem în 90 cu celelalte cuvinte și cu ăștia de la Cluj, nu mai știu cum îi cheam. Trupele de rock. Cookie Ballo. Sorin. Trans Express. Da. Trupele de da, rock. Da, cu trupele de atunci. Și Gaga era în cercul lor și atunci am fost într-o ieșire iar în Olanda și în Belgia cu ăsta, cu alte trupe și cu alții și prin alte amalgamuri și... Deci fidel a fost numai la doamna Olimpia, la trupe n-ați fost fidel. Care mă mai băgau în seamă, știi? Dar acum fidelitatea mi-am păstrat-o pentru un adus total, știi? Adică respectiv cu ei au fost ieșirile cele mai substanțiale. Adică cu ei am fost... S-a ajuns în India, mă. Acolo ce ați mâncat? În India? Cea mai bună mâncare de pe pământ. Pe onoarea mea îți spun. Eu așa bine cu stomacul și cu mâncarea ca în India nu m-am simțit nicăieri. Nicăieri. No. Cu niște sosuri extraordinare, orez de la... Că puteai să iei boba, nu să lipte boba. Erau separate. Era crescut, era o mâncare senzațională, n-am ce să... Le cântam, avara, nu... Articolul 490, cu frunza, cu ceva... Hai. Dai, fii atent. Murea.
V-ați știut adapta în orice țară ați fost să cântați o melodie din arealul lor, folcloric. Da. Asta e. Minte de inginer. Mă, matematica face tot. Aritmetica, nu? Aritmetica, mă. Cine nu știe și știe ce-s bucuros, că nepoțica asta mică este extraordinară. Atât de asta, de, să vezi tu, cum am învățat-o cu adunări și cu ăsta ca să facă și acum am început cu tabla mulțirii, că e în clasa 0, clasa 1, no. Dar mă, să vezi ce, i-am făcut acolo niște scheme și să vadă cum se adună și ce și nu de alea cu să buchisească. Se umple, se umple rotițele. Se meargă discheta, cum zice maestru Piersic. Vă știți și cu maestru Piersic? Da, mă știu. mă știu bine. Acum când am fost anul trecut la Cojocna, mi-a zis unul, zice, mă, hai să-l vezi pe Florin. Hai, mă, ce să mă duc să-l văd pe Florin? Ce să-l mai văd pe Florin? Să văd pe aia cum stau așa și tot să uită în gura lui, știi, și așteaptă să zică ceva, știi. Mă, până la urmă, de acord și mă duc. Și mă duc și ies eu din apă acolo și mă duc la el și zic, no, dacă nu le știi nici pe astea care sunt atât de simple și generale, aveți, spune-ne rățiunea pentru care au tins românii pe timpul lui Mihaele Bravo. No, spune-o dată, mă, lauză. Bă, drăguțul a fost, nu știu m-a ce, și zice, mă, treabă, da, și mă, zice, mă, mă întreabă lumea, zice, mă, Florine, cum te simți? Păi știi ce le răspund? Cum dracu te poți simți la 84 de ani? Da, e un tip fain. A venit odată la mine la servici. L-a dus cineva. Era la ape? La, nu, la mine era la IREC, mă, la curent. La IREC. Ăsta de s-a scumpit acum. Păi da, mă, sigur. De ce s-a scumpit? Da, țin mine cu un pietroi, hău, hău, mă. Cât a stat acolo, nu s-a scumpit. Da. Wow. Da. Să și-o făcut ceva cabană pe sus, pe acolo, pe someșurea, ce știu, pune. Și-o trebuie ceva chestii ca să-și bage curent. Calo? Bă, și fii atent. Îi spun un banc, mă. Fii atent. Bă, Florine, zic, s-o dus unul la doctor și ce dă un doctor? Zice, ce să fie? Cum ce să fie? Păi, am o baie. Dar ce baie ai? Domn doctor, pui deja tot ce mă dore, aici, mă duc pe picior, iui, aici, și ia și consultă doctorul și zice, mă, omule, știi că ți-l rup degetul. Și la care și după nici o săptămână își lansează carte de epigrame Eugen Albu, alt prieten bun de-a meu, tizul meu. Ce face? E bine să-l invităm pe dânsul aici? Nu știu, din păcate nu e bine deloc. Nu e bine și el mi-a făcut cea mai faină epigramă, cea mai sugestivă. Deci, nucule, dacă erai în locul lui Adam, în rai, cu siguranță îi luai frunza Evei și cântai. M-am gândit și eu la asta. Cred că de la frunza Evei o pornit asta. Și tot știi, mă, buticile, no. Și lansare de carte. Și să vă spui, zice, un bani la un prieten de-a meu moldovean el. Mă, și mă, fulger așa un gând, mă, zic asta, o să zică bancul meu, că prea recent spus, i l-am spus. Ăla l-o zis, mă. Mă, și mă ridic în casa armătii, știi, în picioare acolo, ăsta. Bă, Florine, eu sunt moldovean, mă, lasă-mă, zice, că așa e regia. Așa e regia, regia. Am vrut să vă întreb un pic de viața culturală a Clujului, cum o cunoașteți dumneavoastră de la început. Mă, fermentul orașului universitar, muzica, cum era muzica în anii 70? Măi, să știi că, ca să spun așa, în modul cel mai special, era fain, știi?
Acum depinde... Îți dai seama, ca și formații vechi și ăsta, că am fost împreună cu Cromaticul, cu Indexul, cu scumpul și dragul meu, Iuliu Merca. Iuliu Merca, aici am vrut să ajung, la Iuliu Merca. Da, 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 da. Ziceți-ne că te vorbesc. Deci el îl știam, Giula, el știam de când umbra la Pielaru, la clubul Pielaru, începuse acolo să cânte la chitară și să ăsta. 14-15 ani sau așa? Cam 16-17 ani. Că el a fost mai mic ca mine cu... El din 48, cu 48. Un an, da. Și pe urmă viața ne-a despărțit, am fost în asta și pe urmă iară ne-am găsit așa cu ăștia, cu Index și cu Cromaticul și cu Cromaticul. No, și am mai cântat așa cât eu sporadic împreună, dar eu nu prea am fost cu ei ăsta așa să fiu ca și cum îți cu Night Losers, știi? Da, așa ca... Ultima dată, cel mai groaznic așa, a fost că în 1999, când noi am fost plecând noi, înainte de a pleca în America cu Night Losers, la Smithsonian, uh-huh. A fost un concert din ăsta organizat cu mai multe formații, în care a venit și ăsta, Iuliu Merca, semnale. Era din opera, era... Bă, era o fan, da, 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 da. Și a fost clubul A, știi? Și s-a făcut așa un amalgam de orchestre foarte fain. Asta, și știu că atunci m-am dus cu o vodcă în spate acolo la... noi acolo cum eram puși pe la separeurile astea și mi-a spus, zice, fii atent când vin înapoi la Cluj și când veniți înapoi vreau neapărat să fac cu tine ceva melodii sau să facem o combinație cu Bala Pahida sau cu Leleană Mândră Flore și aveai nu știu ceva ce. În cap. No, și chestia asta, că noi avem tributul pentru Iuliu Merca, avem o secvență în Night Losers care i-am dedicat-o cu Leleană Mândră Flore, știi? A fost, de exemplu, viața culturală, a fost o operă mare în Cluj, au fost oameni deosebiți în Cluj, Piso, a fost Lucian Stănescu, a fost mai asta... Soprane. Racolța. Da. Noi au fost niște oameni extraordinari. S-au întâmplat care... niște lucruri, da, cum se zice. Au fost oameni de film, de teatru, care au plecat de aici. Păi, eram pretengun cu Geo Nuțescu, mă. Bă, și uite așa, încetul cu încetul, în poveste, din poveste în ăsta, Adam Ilea m-a recoltat, ca să zic așa, din zbârcituri. A avut ochi. Bă, și din 2018 am promenat și eu pe scena Marea Teatrului Național din Cluj. Generalul Schröder din Schweik în concert. Bine, cu Adam Ilea mă întâlnisem și înainte, că eu mai frecventam niște locuri faine pe la Petrila, cu Barbu, cu Barbu. Da. De acolo aveți și niște tricouri cu mesaje, da, la caricaturiști, da, da, da. Atenție, mâine rău. Atenție, mâine rău, asta. Proletar din toate țările, fuck you. Era proletar din toate țările, țările fuck you. Și acum e fuck you. Are muzeul lui acolo. Are la muzee ăsta, mă. Are la muzee. Unde e o mașină, mă, unde a venit, deci, el are la muzee. Mother's Museum. Acum, acolo am și dormit împreună cu Paul. Acolo e dedicat mamei lui, mă. Este senzațional. Am făcut o grămadă de poze acolo. Dar nu numai asta, muzeul... Am un copac acolo.
care scrie că e os ăla, copacul ăla. Nu-i nuc, dar... Da, seama, da. Da, de, da. Să încheiem întâlnirea noastră într-un ton optimist, bă, ori din frunză, ori din muzică. Bă, eu, da, o picuță cu frunza, tot deci, cântat, știm deci, frunze... Și tot în nota vremii, nu? Nota vremii. Fii atent. Și câmpii, pustise holdele. Exact. Serus! Serus, măi copile, măi Vlad!